început emisiunea. Salutare, noi suntem în Dodi. Este emisiunea 100. E o emisiune aniversară, ne-am adunat toți aici și vorbim ca la cafene. Ce mai faceți? De ce ați venit? Ca hai, să hai, începem să spunem de o grijă. La multe emisiuni. La 1000. Noroc și vouă. Bine, stai așa. Ia. Să spunem unde suntem. Suntem la Ceaila Vlaicu. Suntem la Ceaila Vlaicu. La Vlaicu, pe strada Vlaicu numărul 47. Așa, da. Așa, dar să nu veniți peste noi acum, atât nu vă lăsăm. Oricum e cu ea pe poarta, e ok. De ce am apucat noi să facem un Dodi? E o întrebare greu. În America sunt 1000 și una de podcast-uri libertariene, în România zero. Nici acolo nu sunt chiar. Sunt multe, da. Eu zic că vrem să se audă și pe formatul ăsta ideile... Da, logice, sănătoase, corecte despre libertate. Vai, zi tu. Eu zic că ar fi un moment propice acum să ne uităm la felul în care a început podcastul. Prima emisiune, mai exact introducerea, să vede dacă se vede vreo diferență. Yes. Poți să dai începutul emisiunii? Jamie. Bună seara, suntem live pe pagina, suntem live cu podcastul în Dodi și eu sunt Gabi Munteanu, alături de mine este Alex Chiriac, care a invitat pe autorul mimelor de pe pagina de Facebook în Dodi, Costel Stavarache. În seara aceasta ne-am propus să vorbim despre combaterea zădărnicirii, măsurile poate de stat pentru combaterea, pentru împotriva zădărnicii. După cum puteți vedea, eu deja sunt la spital, combat. Da, da, m-am bolnav. Și ce dacă te-ai blocat? Nu contează, dă înainte. Asta este jocul nostru, noi te jucăm. Gata. Nu știa cum e făcut asta. Combaterea zădărnicirii libertății. Păi nu am deci eu... Găsesc greu cuvintele, știi? Între timp, Alex nu te-au lăsat să ieși afară de la spital? Da. E doar sau? Da, e temporar. E o măsură excepțională, ca la bănci. Și când îți ridică pragul un pic, să poți să bagi și să depui mai mult bani. Și ca să vedeți că am adăugat mult profesionalism, dar... cumva ideea de a pierde subiectul emisiunii s-a menținut. 96 de emisiuni mai târziu avem emisiunea 96, începutul. Salutare! Eu sunt Valentin Berceanu. Noi suntem în Dodi, sunt împreună cu Gabi și cu Tudor Smirna. Salut! Salut! Și subiectul stringent în seara de astăzi sunt restricțiile. Tudor, sancțiunile. Da, rulează un pic, vezi că asta e mai scurtă. Și? E gata? Gata. E bun. Noi nu știm ce s-a întâmplat, că avem redacție, trebuie să ne facă semne din redacție, n-avem crești. Trebuia să ne luăm la valiere. Pentru la variere, la emisiunea 500 stânga acolo. Dreapta, așa ca la Digi. La emisiunea 500 acolo. Asta e bine. Îți dai seama? Două la variere de fiecare? Wow! Da. A, și nu poți să le pui pe același telefon, să zici. Păi nu, că de asta le sunt ca să ai redundanță. Mă rog, aceasta a fost emisiunea, vă mulțumesc. Ce subiecte avem? Avem... Păi uite, apropo de prima emisiune, zi mai tare cu asta. Există obiecția asta că libertarienii sunt deconectați de realitate. Noi prima emisiune a fost strict pe carantină. Pe carantină și într-un moment în care lumea nu era potriva restricției. Cred că pe atunci majoritatea era pro-restricție. Da, mai țineți minte exact data? Era cândva aprilie 2020. Aprilie sau mai 2020? Când am început, în august. 5 august. 5 august.
5 august, 2.20. Da. N-a fost chiar. 20.20, okay. Am greșit eu. Da. Vă verific, da, probabil. Dar ideea e, uite, că ajută și libertarianismul la ceva. Că dacă ar fi să facem o evaluare, e greu să cuantifici. Mediile astea ONG-istice, activiste, greu să cuantifici. Nu e ca la într-o firmă unde ai costuri și beneficii, nu ai profit. Profitul e... Măsura. Da, benchmark. Uh-huh. Că ai făcut bine ce faci. Și noi facem activism, deci nu doar stângiștii fac activism. Și apostolii făceau activism. E mai greu să cuantifici efectul. Cât, de exemplu, în ultimul timp am insistat obsesiv pe antirestricții. Deci că am avut 20 de misiuni la rând antirestricții. Da, au mai multe etape. Deci obsesiv. Nu știu să... Uite, domnule, am... Uite, Vali, a venit Vali în timpul emisiunilor noastre. Cine știe? Da, Vali era deja convins. Da. 90% era convins acum. Nu, era deja libertarian. Era libertarian. Deja... Da, nu, au fost atâtea emisiuni pe restricții, încât la un moment dat, când n-am mai avut emisiuni pe restricții, tot de restricții au început să vorbesc. Bine, am spus și presiunea. Deci presiunea cu lumea, nu știu, dacă ne uităm acum pe un flux de știri, mai vezi că nu mai sunt locuri la ATI sau... Nu cred că nu, nici nu mai vezi, adică știi... Chiar au și șters pozele cu statisticile vechi. Ena? Da. Nu pot să dau acum datele că nu le știu din cap, că nu țin minte prostiile astea, dar cineva s-a plâns că pe site-ul, nu știu, Ro Vaccinare sau de la Ministerul Miau, așa, în urmă pe Facebook puseseră statisticile alea grele, mortale. Alea care se convine. Da. Și acum le aștept. Why? Da, dar e o chestie consistentă. Fiind vorba de fascin sanitar, fiind vorba de rescrierea istoriei, normal să umbli la date. Da, adică și dacă ai o chestie orwelliană și, păi da, nu schimbăm nimic, nu merge. Trebuie să schimbăm, da. Și poza aia cu Stalin, tot așa, încet, încet s-a schimbat. Au dispărut niște oameni de pe poză. În fine, deci noi umblăm cu ideile utopice despre libertate. Voi ce zici, Tovali? Sunt utopice sau nu? Evident că nu sunt utopice. Că... Păi cum? Sunt pragmatice? Pot fi făcute? Păi nu vorbeam de ele atâta timp dacă nu puteau fi făcute. Deci voi ca scop aveați când v-ați apucat și eu nu vă știam. De fapt, hai să facem un pic istoric cu Îndodi. Îndodi inițial s-a născut ca un blog, nu? Da. Mircea. Așa. Păi da. povestiți. A fost așa. Mai sugerat atât decât suntem noi acum. Așa. Deci a fost un blog de WordPress. Da. Am luat o pagină de Facebook, am luat eu de la 300, am urcat un 2 ani, zicem, vreo 9.000 de followeri. Cu meme? Da, apoi a fost intervenția brutală și nesuțită a Facebook. Și aici e o discuție cât de mult ne-a lovit, pentru că lumea care se uitea pe YouTube sunt cam putea, care se uitau și pe Facebook. Senzația mea e că ne cenzurau și atunci. Deci ne țineau... E posibil că aveau... Altă explicație poate fi că nu contează atât de mult un like pe Facebook. Nu contează, e chestia îngățată, dar nu. Omul ăla n-are nicio... Adică oamenii dau banii de pomană la... Ca să aibă conținutul promovat? Posibil. Și după aia, după ce am plecat de pe... Am fost dați afară, ușuiți de pe Facebook, ne-am făcut canalul de Telegram, pe care business as usual. Meme, emisiunile astea, așa nu l-am făcut, eu nici nu credeam că o să-l folosim vreodată. Era așa o prosteală, cum are Digi, are televiziunea, nu știu, și fac și pe Telegram, își face toată lumea. Dar uite că a devenit cel mai important, pentru că noi rare o pomenim asta. Sediu central, acolo e pe Telegram. E bine, blogul e încă în viață, Mircea urcă, toate episoadele sunt... Da, dar nu e atât de... Acolo ai chat-ul de... Sunt cu link, suntem și pe Rumble, exact. Pe, acolo ai chat. Pe Îndodi e chat la care sunt băgați vreo cât 100 și ceva de oameni care discută în contradictoriu câteodată. Nu prea discută un primul timp. Dar și pe Telegram suntem preluați, știi? De pe Telegram, de pe blog, de pe site-ul prea.
dar de pe... Păi pe site nu prea punem chestii ca să fim prea valori. Da, sunt toate astea. Emisiunile și articole. Dar mai e o chestie că dacă ai instrumentele astea mult mai ușoare, de exemplu Telegram, ca un chat sau un social media din asta, mi se pare normal că nu se mai duce nimeni pe site. Dar site-ul ăla e așa ca back office. Domnule, sunați la, sunați la site, dacă e ceva. Ești mai ascuns pe Telegram. Cel puțin acum, nu știu cât va crește Telegram, de tactizat gazetele astea. O să vedem. Dacă Elon Musk cumpără Twitter, va trebui să ne facem cont de Twitter, pentru că probabil că nu o să mai crească Telegram atât de mult. Da, de, stai, am zis să-l cumpere pe tot, că am dat are 10%. Trebuie să mai cumpere. Da, mai trebuie să mai scoate mari. Stai, cât avea? 10 și posibilitatea să ia până la 15 sau ceva? Nu, 14 sau. Whatever, something like that. Da, zi-mi o chestie, asta vreau să te întreb pe tine și n-am avut ocazia și asta e o ocazie bună. Inițial, inițial erau blogurile, da? Erau articole lungi, frumos argumentate și după aia ai simțit tu nevoia să treci la meme. Meme au fost o chestie de, cât o vorbim de marketing, de chiar, de a trage atenția, că una e să-i dai cuiva un articol abstract, nu e să-i dea o memă, ca să le transmită foarte rapid mesajul. E și funny, e. Și articolele erau funny, dar totuși erau chestii abstracte despre Keynes, despre nu știu ce. În timp ce o memă e mult mai digerabilă, nu mai se zice mult mai mult. Și da, scopul memelor era să crește audiența articolului. Dar, și la un moment dat, în 2020, Gabi Munteanu a zis, hai să ne facem formație. Tu ai zis. Ce formație? Ei, formația de noști. Formația de noști. Radio. Da, să facem podcast-ul. Da, și podcast-ul era și faza aia, mă, nu merge bine, dar a început pe aia cu satirea. Mai erau câteva idei pe care încercam să te abordăm, știi, pentru a promova ideile astea, dar păstea atât. Dar cum vi se pare? Vi se pare că se plafonează? Vi se pare că ai așa un număr de oameni care da, vor libertate și simt că mai contează și sentimentul. Așa de oricine vorbești, vrea libertate, dar trebuie să și... Da, mi se pare că în funcție de context și de subiectul abordat, unii percutează, însă dacă ei așa la... La modul general, nu mai dă înapoi. Era un om de afaceri, zicea, domnule, eu vreau statul să nu mai intervine în economie, liberalul. Să nu mai... Statul se ocupe strict de ceea lui, de sănătate, de educație și urmă un pom. Cred că și Tony Blair se tăriesc. Sau, mă rog, alții mai Tony Blair, hai să zicem că e mai liberat. Da. Dragă. Dar nu, că și de nou, clar, nu e. Nu e niciun socialist. Nu se mai e. Dacă ai nevoie de un socialist, vine pe Vlad Voiculescu. Oana Bogdan. Da, Roata Motrice. Cine? Oana Economic Forum? Nu, Oana Bogdan. Deși ea se sperie. De exemplu, am avut invitat pe Diplan. Diplan este cel mai, la ora de față, emisiunea cu Pompiliu Diplan, episodul 73, este cea mai vizualizată emisiune a noastră de până acum. Cel mai zitul de Diplan și după aceea o să spun care este cel mai popular invitat cumulat. Pe Diplan așa, am avut punctul comun doar acea, pe restricții, știi? Să-l conversez cu el după aceea. Majoritatea, mai au fost câteva cuvinte cu mine, dar majoritatea lor nu erau cuvinte cu mine, nu puteai să spui despre Diplan sau mai fost și alte invitații. Nu ai să zicem 1000 și mai de libertate în România. Da, nu, dar atunci când am chemat la noi, dar am chemat pe un subiect care era strict libertarian, adică omul era preocupat să apere libertățile negative, să țină statul, să stea în banca lui. Indiferent de cum a evoluat ideea după aia sau... Adică nu trebuie să fie aburirea statului și Diplan. Nu, și de altfel cred că pe mulți dintre invitații care au fost în emisiune nu poți să-i duci până la abolirea statului. Da, idee și nu știu, așa și văd scopul ăsta și era, nu?
hai să e întâlnirea asta săptămânală între libertarieni, unde discutăm 5 oameni, 20 de oameni, discute diverse intrigi. Un podcast are mai multe vizualizări, se uite mai multă lume. Unei se discute 5 oameni, unei se uite 200 de oameni. Asta era ideea, să transmiți libertarianismul, să transmiți o... Da. Tu ziceai 1000 de oameni, de unde? 1000 de oameni, de Facebook, așa se le da. Nu, e posibil să... Să fie mai mulți decât credem noi, dar nu. Adică nu cred că... Bine, acum, uitându-mă pe statistici, m-am uitat pe statisticile ultimelor episoade, marea majoritate a oamenilor care ne văd, ne văd pe YouTube, de pe YouTube, iar ca sursă externă, în continuare, vine trafic de pe Telegram sau de pe Facebook. În principal, astea două sunt driverele. Și câteodată vezi, evident, mai vin și doi, cei doi conservatori care stau pe Miui. Nu știu, nu știu cine sunt, dar niciodată nu sunt mai mult de doi. Și câteodată vine lumea de pe WhatsApp. Cum ajunge? În condițiile în care noi nu dăm share pe WhatsApp. Deci vă mulțumim celor care dau share pe WhatsApp. Am șters WhatsApp-ul. L-am pus la copii. El pune pe WhatsApp. La ideea e că vreau să transmitem mesajele astea radicale din politică. Nu le poți transmite. În mediul academic chiar foarte greu, foarte greu transmis mesaje radicale. Dacă ne gândim la, uite, o paralelă desinvocată, e paralela asta cu sclavia invocată de libertarie. Deci la început au fost trei oameni care s-au gândit. Sau la început, începutul un om s-a gândit la abolirea sclaviei. Nu, asta e o porcărie, trebuie să scăpăm de ea. Deci orice, așa a început orice cauză. Deci o chestie gândită de doi, trei oameni s-a dus, la fel și UE. Deci oamenii nu realizează asta. Ideile care sunt populare azi, democrația, UE, blefismul, orice, nu au fost minoritare cândva. Deci când se aduce obiecția asta de utopism, domnule, de unde știi, frate? Eu cred că oamenii se așteaptă mereu să se întâmple lucruri de pe o zi pe alta. Comunismul măcar pretindea că mai durează. Dar cât mai durează? Doi pași, încă 2000 de ani. Dar nici noi nu pretindem niciodată că mâine o să ajungem la sănătatea perfectă. Nu, mi se pare că sunt niște idei care te informează despre cum trebuie să fie o sănătate care, ok, e diferită de la om la om, la fel ca și echilibrul vieții fiecăruia, da, de aia trebuie să fie liber. Ca să știi că asta are efectul de aia, sunt două chestii, neperfecte. Deci plădoria, când vorbim de apărare privată versus apărare de stat, sau da, mâncare privată versus mâncare de stat, argumentul nu e că, nu știu, la nată capitalism, ieși pe stradă, dai cu mâna pe șosea, e mana. Asta se ia de mână. Nu, argumentul e că un hipermarket mai bun decât o alimentară comunistă, asta nu înseamnă perfecțiune. Asta e bun, simt, e chestii trebuie teoria economică, deci nu e ceva șocant. Da. Ce asta apropo de perfecționismul libertarian, domne, și-a văzut perfecționism. Nu, spune că aia e mai bună decât aia, deci, asta nu e perfecționism. Din faptul, uite, și la abolirea sclaviei, din faptul că tu vrei să abolezi sclavia, nu înseamnă că predicția ta e că nu va mai exista sclavie. Poți să ai un nebun care îți sequestrează pe alt, deci poți să ai anarhocapitalism capitalist și la bună agenții de protecție și nu știu ce, și nu, nebună îl pune pe altul să muncească. Teoretic și astăzi, da, e abolită sclavia, dar știm că există locuri în lume unde chiar e... Numai la practică generalizată, să exact, numai, da, da. Și nici exact, mai accepta. Dar uite, posibil și în țările alea să fie interzis. Deci să n-ai enforcement. Dar în Africa, nu știu care și ce, să fie interzis? În lege, dar nu e aplicată, nu e enforsată. Da, trebuie. Da. 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 Da, pe vremuri, deci, să zicem, în 1800 în America era enforsată de stat. De aia și ieftin. De exemplu, îți făceam o sclav de deportație, erau niște oameni care, atât de stat, mă rog, cred că la un moment dat au... Oricum era cum să zic, că dacă ți-l prindea cineva și zădea așa, statul sancționa, da, ok, bine că așa, nu zicea, bă, de ce aveai pe spate? Am citit de ce, poate chiar azi, în timpul revoluției, sunt oameni care făceau mișto de Jefferson, bă, tu nu freca la capul libertate, dar și tu ai sar. Înțelegi? Și eu critică până, adică da, mi-e place Jefferson, dar asta e o chestie, spună de ce n-am lăsat. Să luăm un anarhocapitalism, care nu e founding fathers al Americii. Nu, a renunțat clapa, nu se pune.
De ce să nu urmăm pe Spuna? De ce să nu urmăm pe Jefferson? Care, da, e ok față de ce aveai în Europa, feudalisme și nu știu ce. Dar la un absolut nu e ok. Și n-a fost ok. Nu știu, poate că acolo poți să iei, poți să iei următoarea abordare, că Jefferson și Van Parijs au creat o breșă, da? Un cadru care chiar dacă nu a dus, nu a dus imediat, știi exact ce vorbeam mai devreme, n-a fost de pe zi pe alta, dar a pus premizele pentru ca mai încolo să vină alții să poată să zică da, să dea cu... Da, dar fiind premizele puse de tine, te gândeai și tu, mă, sunt inalienabile și pe de ce mai am să luat de acasă? Nu știu, poate nu vrea să se remușernizeze. Îți dai seama, l-a arătat lumea pe stradă, uite, pe ăsta umblă fără scar. Dar poate spună nu exista fără ce persoană. Și asta e o posibilitate. Da, în fine. Ziceam mai devreme că cel mai popular invitat în cumulativ, deci dată emisiunea cu Pompidou Diplan a fost cea mai vizualizată, în cumulativ însă cel mai popular invitat este Tudor Smirna, care a venit de multe ori să stea de vorbă cu noi. Suntem la cafeneaua. La cafenea suntem, dar asta nu are legătură cu asta. Și o să mai atrag atenția că deci, Tudor Smirna este președintele Institutului Mises, pe care îl știți dacă v-ați mai uitat la emisiune. Institutul Mises a publicat astăzi, în fine, după ce s-au dus niște lupte seculare cu YouTube-ul și YouTube a zis nu, așa că s-au folosit de o altă platformă alternativă, să publice un interviu cu Christopher Linger, care a ieșit chiar astăzi, după ce se termine emisiunea noastră, nu înainte. Vă recomand să vă duceți pe pagina. De altfel, găsiți și găsiți link la el și în chat-ul nostru de Telegram, pe canalul de Telegram, a cărui adresă ar trebui să fie acum pe ecran. De altfel, ar trebui să fie de la începutul emisiunii. Este T. Vreau să mă legăm cu remușcernizare. Nu cred că vorbeam de mai din euro cu o cauză, începem întotdeauna cu un om, chiar cu un om, la kantianism, cancer, din nu s-a mai gândit așa. Și la libertarian, mă rog, pot spune că Rothbard nu e, pot spune că e cel mai tare, dintre anul cu capitalism, uite, și spunăria capitalism. Ăsta, Bedian Molinari, chiar dacă nu folosește termenul, dar vrea privatizarea producției de aparat. El zice asta prezic legile economice, ori alea sunt false, ori dacă nu trebuie să privatizăm, dacă stai deodat. Deci asta era inferența lui logică. Da. Deci zice de remușcernizare. Deci riscul ăsta de remușcernizare există și pentru orice crez minoritar care vrea să devină majoritate. Te înjură lumea, ești ridicol, ești nu știu ce. Nu se poate atât. Zice Hopper la un moment dat când vine la București, tot așa întreba lumea, păi ce să facem, ce de făcut? Și el a zis, da, construiți în privat chestii și nu știu ce. Și el, there is no other way. Nu există altă cale. Nu e... Deci dacă vrei să promovezi idei radicale, nu știu, anarcocapitalism, nu ai altă cale decât să nasă. Să le spui. Da, să le spui. Îți asumi costurile astea psihice. Rezolv cu umor, cu, nu știu, poate ești o fire mai subtilită, rezici mai mult la atacul, la nu știu ce. Dar trebuie spus. Și ideea e că, ce da, un articol al lui Oracle despre moderați și radicali. Și zicea, nu, orice crezi de o militar, crește cu radicali. Deci cu oameni care chiar abolirea sclaviei, deci nu îi dai liber de umilă, nu abolirea. Ea s-a speriat, nu e de-a spus, nu abolirea. Sclavia există la începutul umanității. Nu, abolirea. La okay. Aceea discuție și cu libertarii. Păi tu vrei abolirea statului? Da. Cum să... Dar pe statul există la începutul umanității, nu? Poți să folosești asta. Pot spune, uite, sunt oameni în forma lui modernă și nu știu ce apare, nu știu când, știi? Dar dacă luăm definiția cu monopol pe un teritoriu, da, există la primul teritoriu. Deci că pe teritoriu era un monopol acolo. Oferent și serviciile apărate. Da, sau de tăiat și spânzorat. Aia era... La era enforcement-ul. Dar uite și sclavia. A fost abolită și pusă în operă abolire dintr-o dată? Nu.
n-a fost brusc. Tot au fost enclave, oamenii au rămas chiar și după ce a venit legea, apropo și de chestia asta. Se poate face depozit pe alta și să zicem că apeși un buton și o faci mâine, prin lege. Câți oameni au rămas rasiști după aia? O sută de ani. Deci e Lincoln, de tot critică din sesie Alabama, imaginea asta asupra lui Lincoln și când dau pasaje din el ce spune că sunt inferior și Lincoln, tot Hollywood apare ca un erou, ca un eliberator și dacă vezi discursurile, păi probabil, dar nici el nu vrea să remușcianizeze. Bă, dar mai e o chestie. Asta era percepția. Zici. Să zicem că suntem mai deștepți acum. Deci Lincoln poate nu știa mai bine, nu-și bătea capul. Știi cum sunt mulți oameni care zic, nu-mi bat capul cu subiectul cu tare, las experții. Poate el s-a gândit, nu-mi bat capul, experții despre sclavi, să-mi zică, sunt inferiori? Da, e, pe asta mergem. Da? Ca să se întâmplă la politică. Da, uite că nu e... Și atunci când tu ca și politician te adaptezi unor trenduri. Exact. Dacă el a luat o poziție anti-sclavie, înseamnă că era cam și mijlumasă. Mm-hmm. Sau chiar era, în Nord deja era mai mult pentru abolire. Da, de fapt, clar era că altfel nu câștigau acolo alegerile. Un avantaj al podcastului e că tu nu ai constrângeri de astea. Că, să zicem, ești politician aur și te duci la Digi. Și tu ce vrei? Păi nu știu, vreau abolirea statului. Ai... Da, votați cu partidul meu, vreau abolirea statului. Nu ești la fel de, cum să zic, de constrâns. De... Deci ca politician tu trebuie să te adaptezi unor trenduri populare. Nu merge să fii cu idei nepopulare. Nu. Un politician câștigă alegeri. Ce trend e? Păi, cuantul corupția, cum ce? Să-i prinde pe hot, să nu știu ce. Așa câștigă alegeri. Da. Să eficientizăm statul. Și asta e faza care e cea mai tare. Asta zic. Toată lumea e de acord că statul e corupt, nu funcționează, e varză, e vai de mama lui. Da? Ok. Dar trebuie să-l reparăm. Adică, sigur, dacă punem niciun caz. Da, ne scufundăm în Atlantis. Are sens. Adică au sens chestiile astea graduale, doar că așa, dar idei, din, mă mulțumesc foarte. Da, dar din ce motiv e Elveția mai eficientă? Exact, nu doar din legislație, ci și din valorile populației. E mai eficientă de jos în sus, nu de sus în jos. Voilà. Exact. Ah, da, pe agricultură și pe da. Da, ei au fost mai calviniști. Ce vrei să zici? Aveau o oglindă, n-aveau oglindă. De reușel. Nu, era cu statul și cu apă. Plus că nu, hai să rămâne la remorcele. Remorcelea nu se remorcelizează atât de mult. Deci ideile lui remorcelea sunt, în România nu sunt acceptate de populație, alea cu delfinii și nu știu ce sau. Da. Dar de către elite, să zicem așa, să folosim chestia asta, clivaj, popor elite, sunt acceptate. Iar în țările vestiții sunt acceptate și de populație. Deci Remus Cerna, dacă se ducea din Bocum și nu știu unde, da, rezonează. Deci om obișnuit, nu cu elite de la academice, dixte și nu știu ce. Deci nu e un bun exemplu de Remus Cerna, pentru că el are totul de partea, corporații, dicte. La el era problema, poate era poate vorbim de corporații și dicte-urile altora, nu, ale la nostru încă nu e. Mediu academic. Încă nu e pe mediu academic, mult, poate, e... dar asta... Da, deci gazete și ziarele încep să internalizeze Digi și astea, încep să... Realitismul de afară. Dacă vezi la CNN, tu ce întâlnești acolo? Că nu mă uit la CNN. Da. Dai seama că ăștia de la Digi nu citesc Mises Institute și nu vor citi practic. Se uită la CNN. Sau The Guardian. Și e clar ce idei. Mai degrabă The Guardian. Da, nu... Păi și vorbesc aceeași limbă cu ei, că asta e o problemă mai grea și de aia te gândești la probleme pragmatice, că foarte mulți oameni nu o să se schimbe de o zi cu alta și poate niciodată mulți. Și ai vorbeam cu tine, Valia, inerția asta de care suferă oamenii s-ar putea să fie chiar și un avantaj, ca să nu cadă toți într-o
prăpastie dacă s-ar umbră. Sau e un avantaj dacă e o tradiție bună. SUA a stat minimal, faptul că au mai stat, că a fost o inerție. Da, de-aia mai rămas încă unul din statele liberale. Da. Am mai rămas ceva. Am mai rămas ceva libertate pe acolo. Da. Strict. Da. Să fie adăugată. Ce-a fost? Ideea e că nu o să se schimbe lucrurile repede, și, dar s-ar putea să nu fie rău. Nu, da, da? Adică eu aș vrea să se schimbe repede, dar nu o să se schimbe repede. Nu, zic că e rău. Eu vreau să vă întreb pe rând, să ziceți câte ceva. Cum ați visa, realist, pragmatic, să se schimbe lucrurile în lume, să fie oamenii mai liberi, în primul rând, în capul lor, să nu încarc în întrebarea. Cum credeți că ar trebui să facă oamenii? Adică sunt oameni care vor să fie liberi, dar de obicei întrebarea e bine, dar cum nu vezi că nu se poate? Votezi. Mai tare. Votezi cu 20. Deci, în primul rând, multă lume nu vrea să fie liberi. Poate așa declarativ, dar nu înțelege și noi când află că responsabilitatea însuțește libertatea, nu prea. Și în general sunt pesimist, adică nu văd. Crezi că tehnologia poate ar aduce, nu se știe când, mai multă putere fiecăruia să aibă fiecare AI-ul lui? Și... Nu. Aș vedea nici care dacă ar fi, zicem, liberalism, dacă ar fi alătate de oameni religioși. De creștini, dar nu neapărat de creștini, dar de oameni care să-și asume să fie un pic de să aibă un fel de un orizont, da? De domnule, ăsta e țelul, după aia să facem și sacrifice pentru viața, altfel nu cred că are un țel și să termina o societate. Pentru că cel puțin în civilizația contemporană, confortul și nu prea ar face sacrificii pentru chestii care nu le-au luat de atât de primele. Da, oricând a fost așa, antică ea, o preferință de timp, sau chiar și aia cu sclavia, de ce a durat? Dar aveau preferință de timp dedicată. Când e, domnule, e probabil să fie abolită mâine? Nu, nu mă bag. Sau dacă nu e în timpul nații mele, nu mă bag. Păi ideea e că oamenii, uite, tot omul e rău, eu nu știu ce, e mai de mama mea. Da, dar uite că ea care au abolit sclavii au ținut drumul drept. Deci au plecat în unitate, au tot extins chestia. Păi că nu e nevoie de ce să fiești la toată lumea asta, toată lumea asta, care e viața aia. În România se note la față. 100%? Da, da. Să ai o, să zicem, o minoritate hardcore și cam asta e. Deci voi ziceți că oamenii nu mor. De fapt, vor să fie... Declarativ, așa că ne intre și ce se mai întâmplă. Da, libertate. Vor să fie libertate. Nici nu există altruistă pentru libertate. Și stai libera să fie liber. El, dar nu alții. Libertarianism e o chestie altruistă, chestie generoasă. Te gândești doar la libertatea acestuia. Libertatea. Despre asta toleranța despre asta e. Te enervează, nu știu ce, te fumează, ăla lași, nu-l închizi, nu-l amendezi. Adică oamenii vor libertatea lor, dar nu vor libertatea altora. Problema e că nu prea merge. Dacă iei pe altora, te lovește și pe tine. Dacă tu crești statul, de exemplu, lasă-i atace pe bogați, nu știu. Nu atât că doar te bucați, fii și peste tine. O să te trezești ca în conținație și vine inspectorul și ți-a un pulover. Păi de ce? Într-o lume e anarhat, chiar asta nu se întâmplă. Uite, aici adică ce spune Iisus, cine scoate sabia, de sabie fac ei. Da, dar ce cred că... Eu mă tot gândesc la drepturi, oamenii, când se gândesc la drepturi, vreau să cumpăr și chestia asta. Că drepturile nu sunt gândite și date de cineva, de o instituție fără de sine cu anon, fără de care nu se poate statul. Drepturile le au oamenii
ok, la nivel uman, rațional, etic, ei trebuie să înțeleagă între ei. Altfel, dacă ești singur pe insulă, am mai vorbit de opinii, dacă ești singur pe insulă, nu ai față de cine să te exerciți drepturile. Dar nu, nici nu se pune problema de drepturi. Pentru că drepturile eminamente sunt între oameni. Și atunci, ce vreau să subliniez este că drepturile sunt ale oamenilor. Deci când oamenii nu au voie să facă ceva, cineva îi îngrădește. Cine oare îi îngrădește? Îi îngrădește ori o mafie, ori un vodă, ori niște birocrați. Sunt o mafie. Sunt cei mai puternici, dar și un vecin poate să-l dea în cap. Nu, dar apropo de ce ai zis tu, că libertarianismul de fapt e mai altruist decât socialismul. Într-o lume utopică libertariană, cine în mod esențial îi apără pe ceilalți? În afară de motivul profitului, ceva ei făcut, în afară de motivul profitului al agențiilor, în primul rând ceilalți, ce ai zis tu? Un om libertarian îi pasă de libertatea altuia. Da? Și o să... Ce, nu poți bazezi o societate pe chestia asta? Ba da, poți. Vreau să spun că nu, libertarianul nu se recomandă diagnostic, așa cum e diagnostic față de... Nu recomandă nici ateismul, nici ateismul. Da, absolut. Nu recomandă nici egoismul, nici... Dar oamenii vor de multe ori. Oamenii vor de multe ori. Vor sfaturi pe partele pozitive. Deci tu, noi venim cu idei... Da, dar sunt legate prin adevărul și falsul. Dacă tu știi ce e fals, când tu știi ce e adevărat... Ba da. Așa e și aici. Dacă știi că stai pe fundă și nu știu ce, nu înseamnă că stai și ăsta e rău, nu înseamnă că binele să nu mai fure. Te-a citit de fapt seama că libertarismul este de fapt, da, revenim la manifestă libertare mai încolo. Libertarismul este, sunt liberalii, sunt o chestie progresistă față de conservatori. Conservatorii am avut prima oară ca oponenți. Da. Chiar dacă acum suntem mai apropiați de ei. De tine, la experiență. Păi, de exemplu, în 1800, da? Sfârșitul secolului, împotriva celor care doreau păstrarea privilegiilor, păstrarea subvenților sau favorilor de la lege, ăștia erau conservatori atunci. Doreau păstrarea claselor sociale, și atunci aia vreau liberali. După aia au venit și socialiștii, care erau cam la fel, împotriva conservatorilor, dar vreau să obțin acelea lucruri ca și liberalii, numai că doreau chestia asta prin stat, știi, să facă. De când liberalii doreau mizerea statului ca să obțină acele... Prosperitate și nu știu ce. Da, și după aceea, specialiștii au dat la o parte pe liberalii, toți, dinspre stânga. Deci liberalii, toți nu simt pas chiar stânga. Da, liberalii la început au fost... Erau progresiști. Da. Uite, eu tineam să fiu caritabil, să spun, domnule, când zic conservatorism, nu mă refer la secolul XIX, pe la comuniștii de atunci, mă refer la... Conservatorii, da, în a doua jumătate a secolului XX, care sunt statul minimal, nu știu. Și așa ar fi mai apropiați, da. Pe de altă parte te întrebi, vezi, conservatori mai sunt, pentru că ai alt-right-ul, ai republicanii care îți acceptă orice socialism. De exemplu, discuția asta, eu așa o văd, între socialiști anti-gameri, ai socialiști pro-gameri. Un conservator nu mai zice privatizăm educația. Da. Un conservator zice, nu. Argumentul antiutopic, nu, că nu o să putem privatiza educația, 99% din populație vrea. Ei vor școli de stat, ce putem să facem e valori conservatoare. Știi, găm alegerile și dai cu biserica, dai cu... Da. Ce mi se pare că nu înțeleg ei asta
ce păstrați de ei din socialism sau afinitatea lor cu socialism, pentru că virtutea nu poate fi impusă. Deci omul trebuie să fie liber. Asta nu înțeleg. Da, da. Asta înseamnă socialism. Socialism nu înțelege că tu trebuie să fii liber ca să fii altruist. Fie alegerea ta, că așa nu e alegerea ta. E a fiscului, e a USR-ului. Nu alegi tu. Ori vor să te facă virtuos, ok, nu pe partea de bani, dar pe alte părți, să fii mai religios, anti-prostituție, anti-droguri, anti-ce. Adică au chestia asta socialism. Da. Da, am, sper, reparat sunetul care a fost, am stricat robotic în asta de prima parte a emisiunii. Sper că s-a înțeles ceva din ea. Dacă nu... Mai vedem cine. Deci am avut filtrul de robot. Mai facem o dată, da. Am avut robot? Am avut filtrul de robot. Pe bune? Ah, mă rog. Technical difficulties. Ce s-a auzit mai prost? Ce? S-a auzit prost, da. Hai, atunci ai să ziceți. E bine, am început bine. Uite, asta era o chestie. Încă o dovadă tehnicii fantastice. Ne gândeam noi atât la început, de fapt ziceam eu, că dacă trecem de al șaptelea podcast, ne ducem cam pe acolo mor speranțele. Deci când vezi că cineva hotărât, gata, fac un podcast, face 5-6 emisiuni și gata. Am zis, poți să bagi asta? Nu. Doar pe microfon? Nu, nu. Bun? Ok. Ok. Da. Ce-am făcut din podcast, că v-am uitat așa puțin în urmă. Cu Mosa, cu Gabriel Mosa. Pre-tarcata anticapitalistă. Deci ăla la mine a fost top. Una inspirația cum o să vorbim. Mai ales la elitele intelectuale, pentru că a spus că există o, să zicem, într-un cartier, câțiva oameni care se duc la, zicem, la valoare de medicină, ies, să zicem, din 20-30, ies, să zicem, 5 medici de acolo, profesează, unul pe piața liberă are succes, și la alți 4 nu. Și aia 4 se gândesc, mă, omul ăla ăsta, adică are mulți clienți, câștigă bani, își cumpără iacturi, chestii, nu știu ce. Și ei stau undeva, de-au de-alea, își plătesc facturile, știi? Bine, exemplu cu medicul, nu știu Da. De atât de insinuat. Păcum, hai să zicem un scriitor. E unul care e vreo inalt, vrei să zici? Da. Nu, se răscau bani. Da, nu, de aia ei sunt într-un mediu care e ultra-reglementat și cu bariere la intrare. Poate mai departe se referă la Bedemus. Da, Bedemus se referă. De aia e că funcționează, de exemplu. Și se mira, să zicem, la unul, la scriitor. Nu se numește un medic, de exemplu, scriitor. Unul scrie o carte mai cum e cea mai de zile, știi, și are succes. Nu scrie un tractor, o chestie super tare, e apreciat de colegi, dar de-abia vinde 3 exemplare, știi? Păi asta e academice. Și zic, da, și ei vor fi impună, deci elitele intelectuale vor să asigure culturul statului, ca și conservatorii. Dom'le, asta e o valoare adevărată, trebuie să o publicăm cu fondurile statului. Cu banii de la stat, cu plătit prin taxe. Asta cu școlile, nu știu dacă eu sunt un exemplu bun, pentru că ei totuși te mai găsești pe la scrut, pe la, na, la conservator mai... Ok, că școli, ce face statul? Distruge organismele alea intermediare. Școli, biserică, de care vorbea tot fit. În școală ar avea încredere. Conservator. Mm-hmm. Putea să zici că oamenii au încercat, că au zis, mă, uite, vrem să fie mai mulți oameni educați în cazul ăsta, ei nu au bani, școlile private erau scumpe, vezi, doamne, sau nu-și permiteau o educație înaltă, și atunci hai să încercăm chestia asta. Și cât de bine funcționează? Păi, era partea lor. Așa aici, cât de bine, ai mulți oameni care știu, toată ziua să auzi oameni care se plâng că sunt foarte mulți analfabeți funcționali. Păi și, deci, merge sau nu merge? Da, diagnoza lor nu e ca a noastră, că trebuie să privatizezi ca să obții calitate. Diagnoza e, na, mai e mult bani. Da, crește în... Exact. De parcă, de parcă s-a văzut vreodată o relație între bani și... Zic, cu tendința asta lor, că
n-am încercat nici după Revoluție, pentru că nu am după Revoluție, de 30 de ani tot reformăm statul ăsta. Și tot cred că se mai poate reforma. Da. Se pare că l-au reformat vreun pic, adică teoretic din punctul lor de vedere. Deci de-aia l-am de la când a fost votul cu Iohannis și Dăncilă. Diferent între cei doi, din punctul meu de vedere, e așa de când că nu merge să o duc până la loc. Poate la mă știi, deci. Nu știu, acum. Strict din punct de vedere al COVID-ului, cred că mai multă lume s-a fi opus unui guvern PSD decât guvernul federal. Adică nu cred că leftiști pot fi de leftiști dacă aplică PSD-ul aia. Nu, ei au fost pro-carantină, pro-restricție. Da, sunt sigur. Păi uite după Facebook. Și crezi că fost... nu le mirosea că vine de la PSD? Nu era o problemă că face Dragnea bani din măști decât că face Vlad Voiculescu? Uite că n-a fost, ca și leftiștii cu Big Pharma. Ia articolele, leftiștii cu Big Pharma. Și acum nu mai zic nimic de Big Pharma, nu? Nimic. Eu am avut surpriza foarte plăcută să văd foarte mulți stângiști care acum în pandemie și-au dat seama de problemele astea de care noi vorbeam și părea așa că sunt aduse din spate, din povești și acum și-au dat seama, dar chiar așa, de ce mi impune mie? Și părerile erau împărțite. Unii zice mi-i impune statul, unii zice mi-i impune Uniunea Europeană. Și atunci am putut să avem discuții mai sănătoase. A, te deranjează cu tare? Despre asta vorbeam și eu până acum. A, da, așa e. E nasol să-ți impună cineva. Viziunea noastră da. Și decât popularizăm niște idei și asta, pentru că degeaba e anti-restricții, deci anti-restricții. Ce mai sunt restricții dacă tu vrei naționalizarea aia afară, să naționalizezi nu știu ce, să vrei protecționism. Păi e foarte greu că ești anti-restricție. Politică liberală, mulți intelectuali români, majoritatea, au picat testul ăsta. Apropo și de reformarea statului, nu pot spune că are sens și schimbarea asta. Dar mi se pare că... Da, problema e că pentru noi, știi, noi ne-am fi mulțumit cu o schimbare graduală, dar care să micșoreze statul, da? Pe când la ei reforma statului tinde să însemne, stai, să mai facem un minister, să mai facem o agenție... Agenție, mai facem ce aici. Uite, ai avut cota unică, cred că ai mai avut și de argumente. Deci România a crescut, uite, dacă este indexul de... Bine, lasă, după ce a ieșit PSD-ul ăla de la guvernare, zic. Nu, dar nu știu. Pe ultimii 10 ani, deci în raportul Quinto Credi era lor, dar nu, în prefață acolo, uite, țări impresionante și parcă era peste nu fusese, nu știu. Ăștia sunt ăia care încă au pus Noua Zeelandă pe locul 2 în lume la libertate? 3, da, mă rog. Uite, e o discuție acolo. Tot e prea mult. Ce facem? Știi? Ce facem cu chestiile astea? Ce facem cu chestiile astea? Cât de bun mai e raportul, știi, dacă tu ai o chestie totalitară și ți se pe locul 2 sau exact. Poate aș urca pe 1, dacă ne mai dăm mai mult. Și acolo lumea aia n-ai, o fiție. Poți să gândești că în România, de exemplu, eu nu sunt pro-digitalizare și eficientizarea asta. Chiar dacă elimin din o grămadă de cozi din astea, pentru libertate și mai ales pentru corupția defensivă, faptul că ai de-a face cu un om care poate să se uite în altă parte, îmi dai acolo și pe lor, adică... Da, asta e o chestie la care o sfată foarte, foarte mulți tineri. E mai dificil. Alergii. Nu știu dacă așa. Cu corupția. Dacă vă interesează episodul 81, care tănăsui că un episod foarte bun legat de chestia asta, a fost unul dintre episoadele mele preferate. Ăsta e rog, practic, dacă lumea întreabă, domnule, cine e? Cum? Ăsta e stil. Deci o chestie complet neintuitivă, să spui că eroii sunt de fapt aia care fac vaccina în chiuvetă. Și e solid argumentată.
De fapt, și nu că e și da. Mie teamă, mie mare teamă, dacă tot vorbim de chestia asta, că viitorul o să ne arate chiar cât de mari eroi au fost aia, în sensul că le-au dat ani de viață în plus indivizilor pe care i-au trecut așa prin sistem. Mă refer aici la... Da, la... La Volpe au sat, la... Nu știu, o să vedem. La ce o să vedem, dacă o să vedem, Doamne, sper să ferește. Nu vedem, da. Dar... Da, da. Mă rog, că sunt adevărații, că arate. Sunt eroi ca să arate zanui, nu gratia. Da. El zicea, nu, nu, eroi sunt și ăștia din prima linie, dar și ele sunt eroi. Ele nu te fi gândit și asta e o chestie neintuitivă. Și cam asta e și stilul Rodvarsă, era o chestie... Uite, asemănarea între stat și mafie. Deci lumea e împotriva mafiei. Ok. Majoritatea, nu vrei să spună la taxe de protecție. O Rodvarsă arată, e fix asta. De ce mafia au dat asta de respingere și de ce la stat nu știi cum să mai îmbrățișezi? Deci e aceeași chestie, același mecanism. Sau la fel, sclavia, taxa de protecție, la fel, sclavia. E taxa e muncă forțată. De ce ești împotriva sclaviei și de ce accepti sclavia de stat? Adică acest dublu standard. Dublu standard. Statul încapă domnia legii, neolegii omogene. Inclusiv conservatorii nu procesează asta. Pentru ei statul are voie să fie. Are voie să fure, are voie să fie mare. Da, bine, multă lume justifică chestia asta prin faptul că, domnule, da, dar mai dă niște chestii. Adică asta este justificarea clasică. A creat infrastructură de care te bucuri, a creat, îți dă protecție, îți dă sănătate, îți dă la și lulu. Dar ar putea să răspunde, da, dar și dacă mafia ți-a dat toate chestiile astea, ai mai preferat? Da, dar educație și sănătate mai puțin. Nu știu, poate e multă educație, se rezumă la mai puțin de servicii, știi, și trebuie să dai puțin, că ți-a dat și educație dacă e, da. Nu se numea la de brânc, te-ai dat la cu, pe nu oferea educație, mafiotul, nu? Zăbții de viață, pe stradă. De Michael Weimar are cartea lui cu legitimitatea statului. Chestia este de bun simț, dacă a venit ceva la tine, și ți-ar zice, uite, m-am dus pe tot, dus pe tot cartierul. Cum? Cum? Păi cum îmi dai? Da. Te bagă vezi. E bine, da, asta am văzut. Asta a fost da, o echipă cu... Da. Asta a fost o... Tu să-mi cer înainte un... Am un contract înainte. Îți dăm, de exemplu, cu gazon, știi? Vine un coț, îți ia televizorul și pe aia și spune gazon. Și mă zice, păi stai că poate îmi place mie sau tu. Da. Adică miza ei care e aia de schimb cu ercitiv. Da. Mă forțez să una, de exemplu, să duci în Lidl, e schimb voluntar, cumperi niște măsline, statul când îți vinde apărat, îți vinde coercitiv, adică te obligă să cumperi chestia aia. Nu e o chestie voluntară, nu poți să pui nu. Da, nu, nu trebuie o apărat să-mi pace. Hai să zicem următorul, că vine lumea să spună și tu dintr-un motiv sau altul nu vrei, și vine Consiliul de Bloc să spună repartitoare în casă. Da, și tu nu vrei. Da, dar ei vin și spun, zic, de ce bani, că ți-am făcut un serviciu. Da. Și te-ai și abonat la citirea lunară. Da, exact. Și ești abonat la citirea lunară, trebuie să plătești atât la întreținere, de acum încolo, trala. Da. Uite, dacă oamenii de ce acceptă de obicei regulile astea de joc? Pentru că o să întreb, îți convine că ai fost obligat cu tare? Și o să zic că nu prea îmi convine, dar... Dar trebuie să avem niște reguli ca să nu fie haos și uite acum funcționăm pe regulile astea. Democrație, o majoritate a hotărât cât de rău poate să fie. Da? Dar atunci tu poți să o întorci întotdeauna invers. Ce a hotărât statul? Pentru că trebuie să o zicem și asta, dacă o majoritate de oameni îl pune pe unul să ia hotărâri, nu înseamnă că hotărârile alea sunt ce-a vrut populația. Dar trece grecând peste chestia asta. Să zicem că populația chiar vrea drumul. Mă, vrea drumul. Păi dacă populația chiar vrea drumul, de ce îți mai trebuie stat? Nu o să fie, nu o să fie produse drumurile din cauza dorinței populației? Nu e suficient. Nu, și de ce n-are? Hai să le apărăm, să fim caritabili. De ce n-ar fi suficient? Păi nu știm să ne coordonăm. Ok, hai
să învățăm să ne coordonăm între noi, ca într-o firmă, ca într-o corporație, ca într-o... Chiar nu avem mecanisme de cooperare la nivel de bloc, de cartier, etc. Trebuie să inventăm apa caldă, statul e așa ceva mistic, trebuie să ne ajute să ne coordonăm, că noi nu știm să facem drumul. La un bloc, vrei să-ți repari acoperișul, vorbești cu ceilalți, îți iei oferte, vine o firmă privată, îți face. Nu trebuie să hotărească administrația blocului așa cu de la sine putere sau, să subliniem, nu trebuie să aibă extraordinare putere administrația blocului ca să se repare acoperișul blocului, care e un lucru comun, la fel ca drumurile proprietăți puse la comun. Da? Administrația blocului, ok, o să o repete, dar administrația blocului nu ți ia procent, nu te întreabă câți bani ai, tu poți să fii foarte, poți să fii milionar, stai într-un bloc normal, ai un Renault 5, nu te interesează, nu vrei să, vrei să fii în asumire, da? Reparația se face pentru că oamenii vor și să înțeleg cu banii și dacă și alt argument de zis acum. Trebuie să îi ajuți pe aia care nu pot să dea. Ok, tu poți să îi ajuți că tu vrei să facă mâine acoperișul sau drumul, dar sunt oameni care nu au să dea. Dar ei ar vrea să dea? Ar vrea, dar vrea să dea mai încet. Ok, ăia abogați poate să îi ajute pe alții împrumutându-le pe 20 de ani banii de reparat acoperișul, de exemplu. Ok, noi vă bogați, avem bani acum, îi punem, reparăm. Mă, voi vreți să fiți responsabili pentru chestia asta, e și acoperișul vostru? Da. Dar nu avem bani, vrem să dăm cu țărâita, 5 da. Lei. Deci că n-ar da? Nu, asta zic ei. Eu nu împrumut, eu zic. Nici nu mă prăunt, dar vreau zic că o soluție de coordonare. Cu teatrul în lume, nu cred că e zero, pentru că omul, asta nu înțelege cu întrebatorul. Omul are pe ăsta altruist, e capabil de sacrificii. Ea cu sclavia, deci ea n-aveau niciun incentiv. Uh-huh. Să înjura lumea, nu știu, poate luau și pe taie, poate nu. Da. La fel, uite, și, și noi, sau un intelectual azi, dacă nu vrea să facă carieră și era bartian, pe unde poți să faci? Sunt 5 locuri în lumeațile și nu mai sunt de potrivit. Dacă ești feminist, ei sunt cei mici. Asta e interesant. De la Caraz la noi e obiectiv. Ideea e că tu nu ai nimic. Pe termen scurt sau mediu, tu nu ai nicio câștigă. E doar un cost psihic că te înjură lumea. Trebuie să te ocupi cumva de chestia asta. Să nu ai umor. Da, să nu ai serios, știi? Și chiar dacă ai costul ăsta psihic, e mai importantă cauza pentru tine. Transmit mesajul libertății. Pentru mine asta e mai important. A vorbea sclavii e mai important decât mă înjurăre. Dar așa nu e o chestie de câștigat. Mă rog, un mesaj ar fi că oamenii vor lucruri frumoase, dar nu vor să facă efortul minimal să înțeleagă ce presupun lucrurile alea. Orice deci cauză. Nu trebuie să dea la un nivel. La orice, cauză, la orice cauză e clivajul ăsta. Între oameni care se bagă din prima. Deci până la, hai să vorbim sclavia, sunt oameni care se bagă din prima. Uh-huh. Sunt cei mai tari, cei mai adevărat. Da. Și oameni care se trezește, moderații, care se trezește și într-un final după ce ăștia au creat masa critică. Uh-huh. Cu suferințe, cu timp, nu știu ce. Da, sclavie e real, jos, la Ucraina, știi? Dar e ok, chestia asta se întâmplă și la vândut lucruri. Apare o chestie complet nouă, ce ai early adopters, care cumpără scump și au tot fel de probleme, bugs. La orice cauză. Da. La orice cauză. Da, ai putea spune că e economie peste tot. Da, e ca și cum vinzi idei. Da. Voi să zici? Nu. Faci pe aia pe o da, da, ziceam că ne-am adunat așa, suntem super serioși. Așa că am putea să trecem întâi la repopularizarea canalului de Telegram, unde sunt meme. Și ca să vă facem și pe voi să vă doriți să veniți acolo, o să trecem prin ultimele 10 cele mai populare meme care au trecut spaletare. Au trecut, nu, nu le-am pus spaletare. Mulțumesc! Cine-mi parte, poate așa ce o să vezi că nu le-am pus spaletare. Sunt ultimele, sunt alea care sunt outliner-uri. Și am luat de astăzi, în spate, outliner-urile. Avem setarea făcută? Bine, eu să te ajut dacă e.
Da, perfect. Ok, domnul. Hai, de bază. Începem cu mema 1. A, atentare. Statul care se vede și care nu se vede. Pentru mine, deep state, știi care e? Și cel mai mic funcționar din toată primărie, știi care da-și pagă să intre. Care? Care da-și pagă să intre la primărie. E deep state. Care e deep state. Da. Pentru că el dorește să rămână. Să funcționeze statul în continuare, să are... Care aveți? Vreți să spun? Da, da. Doi. Asta nu le comentăm sau Andric, asta e de ce vorbeam până acum, cu dacă nu dai feminist, mai ai 5.000 de locuri în care să te duci. Luca, ai și imaginea asta falsă, nu știu, în America sigur o ai, că libertarienii sunt mașinii corporațiilor. Nu știu, uite, e pentru că să ai corporații cu ce valori. Vezi la cine dă bani, știi? Deci oamenii nu înțeleg asta. Libertarienii dintr-o 1000 de euro anual, dintr-o 5 miliarde. Bine, poți să spui că poți să spui că s-a făcut un shift la asta, că inițial pe libertarieni și de pe vremea lui Ayn Rand, care spunea că businessmenii sunt adevărații luptători ai capitalismului, și la un moment dat poți să zici că, păi da, dar și ei au zis exact, țin că statul, singurul pistol din cameră, hai să punem mâna pe el. Și cât a fost neoconi, au mers cu neoconii, după ce au trecut la operare, au trecut și ei la operare. Nu, dar ei dintotdeauna a fost așa, deci nu suntem cu pro-business, ca să deci, nu știu cine da sfatul ăsta, când auzi că spune că e pro-business, e clar că e o vrăjeală acolo, Nu, noi suntem pro-piață liberă, exact. Asta nu înseamnă, că pro-business poate să însemne și ei o subvenție. Dar foarte multe business-uri, de altfel, n-ar putea să trăiască pe piața liberă. Da. Și ei au poate și cel mai mare interes. Dar ce vreau să zic, afacerile cu statul n-au apărut pe vremea de Andrean. Dacă ei consimt în liberă, nu au apărut mult înainte de... Dar a apărut de la primele... De când a apărut statul. De când a apărut omul, știi, a apărut. Când a apărut omul, a apărut ce bun, afacerile cu statul. Da, nu. Asta e cu Berlin, mă. Stai. Vreau să zic eu ceva. Deci, de obicei, uite, ai un hashtag pe asta, case pentru toți. Deci pare că viața din ziua de astăzi e făcută special să-i oprească pe unii din a avea case. Da? Și cineva... Da, și, da, nu, și da, cine da, era? Chiar se simt, dar cine era? Ăla e statul. Ăla e statul, aia e inflația, alea sunt alte chestii. Ok, trecem la mema 3. A, prin politici, prin asta trebuie să spui. Da, da, da. Sunt cu politicile de locuire, cu... Nu, dar cine nu te lasă să-ți iei case? Păi uite, cine printează banii? De tu, dacă tu vrei să iei o moștenire, 10.000 de lei de la cineva, care sunt oameni ferește, și să zicem că ți ajungea să-ți iei o casă. Dacă ai inflație, stai, până să iei tu banii, mai întâi trebuie să plătești taxe de moștenire. Bine, taxa e relativ mică. La noi. În Belgia e 85%. Era. Taxa de moștenire? Da. Înseamnă că nu mai trebuie la da, acolo e simplu, nu te înjură. Deci asta e să treci pe firmă. Incentivă pentru consum. Da, și o treci pe firmă sau ce? Da, fundația lor e să-l treacă pe fundație, mi se pare. Ne fac o da. Ok, o întreba zero de a treia generație. Acumare de capital zero. E din Chisip Duchena. Nu schiva cu vorbirea asta. Duchena e pro asta, pro taxa. Gen Duchena, mare imperial, la și nouă. Taxă de moștenire? Da. Uite, sunt pe oameni, moment. Găsești oameni prin SNSK care spun, uite, domnule, că și libertarienii sunt interesați de chestii sociale. Uite, nu chiar îmi vrea taxă pe moștenire. Hayek zice în lotul Seldon că, nu știu, vei cu vinii garantați. Te scuzi, te va scăpări și prostii la cea mare, nu știu. Și uite, că și ei vor. Da. Ok, trecem peste asta, că nu... Da, e clar. Era pe mine, că e clară, mema 4. Da. Păi, mulți, aici și peneliști, că o să fie tăi, de fapt, cum se curte între ei, știi? Vezi că anticipezi o memă aia, cum mulți sunt și peneliști și socialiști, sunt toți socialiști. Așa. Auzi, cum toți se încurcă, știi, dumne, hai să facem o regulă, o fac o dată, știi,
După aia, n-a fost bun. Iar o să mă, dar ne încurcăm iar în ea, stăm la curs, generează niște efecte secundare. Hai să mai facem. Da. Nimeni nu se gândește câtă productivitate e pierdută, numai ca să stai la curs, să îți Să reglezi relațiile cu stajul. De ce dau 5? Ai argumentul negativ. Stimulantul lor pe reprezintă, că dacă cu ești mai prost, poate primești mai mulți bani. Uite-te la fondurile astea europene, nu știu, putem să ajutăm rău. Nu, las fondurile europene. Uite-te la absolut orice proiect. Dar înțeleg, dar acolo, să zicem, dar uite-te la orice proiect de infrastructură. Da? Inițial se dă pe o anumită așa, ok? Și e clar că sunt proști, că n-au reușit să termine pe banii ăia, nu? Și atunci se mai aruncă niște bani, că infrastructură. Și da, așa e cum am spus, aia cu agențiile de întrajutorare a romilor, a săracilor, a mamelor adolescente, dacă ar scăpa de ele, dacă ar rezolva problema și ar fi de finanțare. Nu, cred că ei sunt bine intenționale, dar nu, sunt unii socialiști. Eu mă gândeam la, acum, un exemplu, dar ai avut un tri-center, să zicem că era apărat niște privații. Parcă discutăm, nu? Discutăm. Te dat aici de regulă. Parcă de exemplu, cum ar problema autorității politice. Deci dacă e chestie genul de center și te apăra un privat, care era reacția? Un nenorocit, n-a livrat, dar nu s-a știut de ce. Scap de el. Ca și la Lidl. Ce se întâmplă cu statul? Păi a explodat ăsta lui Bush. Deci dacă sunt încrederea în stat, nu mai zic de ce a explodat. Deci arată dublu standard. Da, dublu standard. Da. Stai. Argumentul ăsta că... Deci n-a livrat, apropo și de menul ăsta, n-a livrat și a explodat trading-ul. Da. Sunt foarte mulți oameni care zic, dom'le, câte lucruri a făcut comunismul sau Ceaușescu, mă rog, același lucru. Și, de altă parte, aceiași oameni zic, dom'le, lucrurile să nu fiu scumpe. Dacă îi spui, păi cu ce costuri a făcut comunismul lucrurile alea? De vieți, de resurse, de timp, mă rog. La fel și statul acum. Păi fără stat nu s-ar face. E bine. Ok, fură, dar le dă și la săracia. Bine, fură, dar cât fură? Da? Sau cât risipește? Da? Adică în viața de zi cu zi, oamenii au grijă să, ca lucrurile să fie eficiente. Mă duc la Lidl, nu mă duc la Mega. Tu, mă rog, nu trebuie. Ok, oricum sunt mai bune lucrurile la Lidl. Laptele mai bune la Lidl. Dar după aia, când vine vorba de stat, nu e ceva mare, e, nu ne bate în cap. Ia și caritul. Ideea e că îi costă ignoranța. Da. Îi costă, deci nu e să zici, niște libertarie nenorocit, dă-i măsa. Și argumentul... Noi rămânem cu stat. Ok. Și argumentul leftist foarte haios este că e o oprimare. Adică ei pierd, ei simt că pierd. De ce? Păi corporațiile, oprimarea sistemică, dar niciun caz statul care a făcut inflație și reglementări cretine. Noi presupunem multe... Da, mă rog. Uite, când zice unul de la Cato, nu mai folosi nu știu ce, că se gândește lumea la Rothbard dacă zici chestia aia. Și zice, auzi, cine auzi de Rothbard? O obișnuință. E, nu uite, noi încercăm să sperăm că nu s-audă mai multă. Bagă și asta. Asta mie mi s-a părut demențială. Ar putea să fie pusă pe sigla Uniunii, pe intrarea în Parlamentul Europei. Lăsați orice restanță. Nu, dar și cu asta, uite, nu știu dacă UE, nu cred că mai e la fel de bine. Nu? Dacă ai un barometru și comparativ cu 5 ani. Nu, deci dacă... Deci dar cu 5 ani nu cred. Clar, nu. Noi am fost cea mai eurofilă țară din... 75%. Din toată Europa, da, și acum suntem și noi. Avem o mișcare de urmă. Să ne par față de cum eram înainte, Uniunea Europeană este mai liberală față de statul și structurile de stat din România așa cum erau ele. Gen, numele el, baron local, așa. Birocrație,
discutabile. Deci, la democrația României este mai mare? De la mai mare dacă nu. Nu, nu sunt de acord. Reduce la toate dosarele de fonduri. Autoritățile de manager. Așa, și al treilea? Deci, baronii locali ți-i dau, cu aia se certă. Poate fi mai mult. Poate fi mai cu PDF-ul. Mai avem europene cu descentralizarea, știi? Față de, dacă, de România centralizată, știi? Da, e la minister, îi da și lua și cu... Vali, privatizarea companiei. Așa. La UE a venit. La UE a venit. Că da. Și nu numai la noi, nu. Și s-a dus la alte companii de stat. Adică, din alte țări. Din alte țări. Da, chiar dacă e ideea că tu nu mai plătești ca și contribuabil, plătește grecul, nu mai plătești tu. Bine, nu s-a simțit. Asta e mai grec. Da. Nu, ideea este că... Deci problema e că discutăm despre două imagini ale Uniunii Europene. Da? Ok, poate că Uniunea Europeană aia în care a intrat România în 2007, poate că era așa, da? Așa. Dar Uniunea aia Europeană în care suntem noi acum, asta e, nu da. Mai e așa, vrea cât mai multă centralizare. Eu vorbesc despre chestii, deci, dintre două rele, știi care e mai mic. Uite-te la ce pot să facă în Ungaria acum, da? Ungaria l-a ales pe Orban, uh-huh. Da? Și a doua zi după ce l-a ales pe Orban a ieșit nu știu cine de la UE, un individ, care a spus că noi o să aplicăm totuși, o să le suspendăm fondurile pentru că noi vrem statul de drept să fie în Ungaria. Nu mă interesează ce au votat oamenii acolo. Păi așa a fost și cu Grecia. Da, tu crezi că, uite, dacă România nu intra, gata, se încheia totul? Lider nu mai venea în România? Băi, era sigur, era mai nasol. Că ăsta e unul din argumentele tale. Sigur era mai nasol. Sigur era mai nasol de tac, mă. Nu știu dacă nu mai intrau. Păi asta zic, pe lider schimb. Poate veni niște baroni. Poate veni niște baroni care nu lăsau pe lider. Uite, dacă nu știu, eu am uitat. Am o casă la țară în Argeș, în județul Argeș, a fost mega imaj, acum nu mai este mega imaj. Și din bârfele care circulă, din cauza unor... oamenii care nu și-au primit paga. Interesant. Nu există un rege, dar mai întâmplă toate. Dar din alea, din lanțurile românești, Anabela și nu știu ce, sunt? Kaufland există, Lidl există. E alta spada. Nu știu, nu știu. Văd că e lucruri informale. Dar nu știu că nu există nicio mine, e mai multe toate. Nu la care avanțe. Că s-a deschis foarte mult schimbul și la nivel mai de jos. Păi și n-aveai ce cu Marea Britanie mai departe? Nu, n-aveai. Adică era... Acum. Nu, și mă refer și la... deci s-au mărit capacitățile de colaborare inter-business, business to business. Deci tu nu puteai să faci. Păi și Anglia nu faci acum, Germania nu mai... Acum, da, dar sunt, asta zic sunt și tot felul eu, de chestii. Și stai țin că Anglia era Anglia. Deci de-aia că noi am tras foarte mult de la UE. Deci atunci, înainte de UE, România avea taxe mari și ne puneau nouă și tot așa. Înainte de intrare. Eu mă gândesc că sunt mai toleranți cu europenii, că sunt protecționiști față de ea din afară. Uite, nici la Ucraina, de exemplu, care nu e. Ce, nu ai? Sau Riva Moldova. Da, nu mai știu cine, parcă Dedeman a încercat să pătrundă pe piață ori din Republica Moldova, ori în Ucraina și a zis nu se poate, nu, not enough, adică nu renta câtă mită trebuiau să plătească ca să poată să-și deschidă și să funcționeze. Dar te gândești, tu trebuie să te gândești și la părțile alea, dar uite, dacă vrei să faci România mai liberală, tu nu prea, foarte. Da. Foarte greu decât dacă aveai o chestie locală și era mai ușor de... Da, este, da. Acum tu trebuie să schimbi 500 de milioane. Mă rog, la Bruxelles. Ok. 7? Adică și UE poate lua asta, uită oamenii cu centralizare. Că centru poate deveni toxic. Știi că un argument anti-UE asta, pe centralizăm totul și nu vor. Prin definiție nu vor mai fi războaie, că suntem toți, avem o structură globalistă, știi? Păi da, dar poate să pune aia cu noi, știi, structura aia globalistă. Nu mai avem război, dar ne calcăm picioare, știi? Păi da, o să vedem și o să așteptăm momentul cu îngrijoarea. Asta e apropo de ce ziceai tu, dacă mai devreme. Da. Că nu avem partidă de dreapta în România.
Nu există. Nu există. Care dreapta ce ar însemna? Păi, individul. Și fructele muncii lui. Nu. Și libertate. Măcar atât ca măcar un atât. Deci asta am întrebat, cum e anarhocapitalismul. E de stânga sau de dreapta? Da. Sau e de sus sau de jos? Nu, de ce? Liberalii clasici în secolul 19 erau de stânga. Păi ar trebui să fie de dreapta jos, totuși. Nu, vorbim de valori, nu vorbim de valori. Și noi acum de Stambul, dreapta sau stânga. Da. Vorbim de valori. Dacă valoarea libertății nu e de dreapta, liberalismul clasic e de dreapta și anarhocapitalismul, care e o generalizare a liberalismului clasic, în sensul că tribunalele și poliția și nu știu, sunt private, e de dreapta. Cealaltă interpretare e că nu, că ai și de acolo și de acolo și că ești de fapt dincolo. Păi stai puțin. Eu simpatizez cu prima. Păi și când ai în discursul curent extremă dreaptă, care sunt naționalisme și nu știu ce, alea unde sunt păstrate? Alea extrema dreaptă și extrema stângă. Sunt suite pe horșu. Da. Sunt extrema dreaptă și extrema stângă și de fapt extrema dreaptă și extrema stângă. Dacă îi zic de la un pol că e salut, că e fașist, că îți dai seama că n-ai cine zic de acolo. Da, nu se înțelege. Hai, următoare. Asta apropo și de strategia Cato. Cât eu? Ne batem în strategii. Uh-huh. Strategia Cato e să te adaptezi, te pliezi pe... Îmi merge fără taxa de noastră. Da. Să te pliezi, de exemplu, pe sensibilitățile de stânga, știi? Asta, ca regulă generală, strategic normal că ții cont de sensibilitățile omului, știi? Vorbești cu un alcoolic, nu știu... Nu vorbești de rău băutura sau vorbești cu un ateu, nu lauzi de religia sau nu știu, ții cont de niște sensibilități. Sau uite, arăți principiul în agresiune mult mai compatibil cu religia creștină decât ce oferă conservatorii. Conservatorii încalcă principiul în agresiune. Întrebarea, care e mai compatibil? Ce zic libertarii? Păi nu știu. Păi nu, hai să ne la firma Zefire. De ce zice Iisus? Seamănă cu ce zic libertarienii sau cu ce zic conservatorii, că intră peste el și zic... Mel Gibson e conservator. Regizorul e conservator. Uite, etichetele astea sunt nefericite de multe ori. Trebuie să le folosim, că altfel definim la fiecare pas și nu mai vorbim nimic. Dar ai o grămadă de conservatori care ei au valori pe partea morală pe care le împing ca sfaturi. Ai mulți care îi zic conservatori, dar ei nu vor să oblige pe nimeni. Da? Nu mai conservator. Nu, în sensul în care... Așa e tot Mises Institute. Exact, în sensul în care ei nu tolerează... De exemplu, nu tolerează niște chestii pe care noi le tolerăm pentru că nu ne agresează niciun fel. Totuși, ei zic, doamne, strică societatea, sunt lucruri nasoale. Și noi putem să fim foarte bine de acord că alea da, sunt lucruri nasoale. Instituția. Numai că noi nu ne băgăm în partea aia, noi zicem, mă, o să-și dea oamenii seama. Nu ca libertarian, poți spune ca om. Da, exact, ca om. Dar vreau să zic că unii își zic conservatori pentru că sunt valori din astea tradiționale. Dar nu i-ar obliga pe alții. Unii i-ar obliga. Păi nu, eu zic că unii sunt, nu, eu zic că sunt conservatori, politici, doar aia care au obligat. Corect, ok. Aia care n-au obligat, poate sunt libertarian, dar sunt conservator cultural. La fel și cu progresiști. Cineva poate fi progresist cultural, în sensul că mi se pare o idee bună, diversitatea, gamerie, și dar n-ar obliga, nu s-ar duce peste catolici. Yes, și e libertarian, deși are, sau e, nu știu, e anti-ierarhie, vrea comunități mai egalitare, dar n-ar iniția violență. Așa, hai să începem cu chestia Cato. Strategiile. Da, te pliezi pe niște sensibilități, tot așa, progresiviste, nu știu ce, și zice unul, spui, hai să vedem cât de bună e strategia asta. Deci tu le zici că suntem la fel ca voi, avem același drum, uite și noi suntem anti-ierarhie, simpatizăm cu gay, cu nu știu ce, știi? Și când ai aflat că tu ești anti-Obama, chiar. Adică ești nazist, tu naziști, nu știi? Ideea e că nu, tu trebuie să ai o diferență specifică. Sau hai să zicem, se bate partidul libertarian că tot așa, mergea pe gay merie. Și el zicea, păi da, tu mai ai o nișă, nu te diferențiezi cu ceva. De ce n-ar vota lumea democrație? Că au și putere, dincolo de faptul că subscriu la gay merie, și au și putere să-ți enforceze chestia. De ce să meargă cu tine libertarian? Tu trebuie să vii cu ceva... Da, cred că dacă e să o iei așa, problema asta, problema asta e că asta e o strategie de join, nu e o strategie de leadership. Da, uite, de exemplu, și noi când eram, știi, discuția,
când eram în pandemie, da, am promovat tot felul de oameni care nu erau libertariani sadar, da, dar aveau pe poziția, da, pe problema principală, da, uite, da, da, uite aici, știi? Dar asta este o strategie de join, de sensul ne adunăm, da, pe un, da, subiect, că uite, e subiectul și e momentul și e nevoie, da, dar nu e o strategie de leadership, adică tu nu o să iei de acolo, decât na, nu știu, poate dacă îi lovește o epifanie. Sau să convertească ei, da, convertească ei la libertarii. Adică au sensibilitate să progresiști. Da, dar în măsura în care ei au senzația că dacă ești împotriva lui Obama, chiar ești ultimul nazist și vrei să moară. N-ai cu cine n-ai, da. Nu, nu o să. Dar cu Obama, chiar, de exemplu, erau prinse niște chestii cu sănătatea familiei tinere. Și din Obama, chiar, se subvenționau niște familia. Mm-hmm. S-au prins niște asociații. Face eufemismii ăla, așa, ok. Ah, spate. Și niște asociații astea creștine, catolice, s-au prins și ei trebuiau să achite niște primele de asigurări, să contribuie la telefon. Mm-hmm. Și au cerut și au obținut în instanță să nu se mai, să mai contribuie la automatic. Pentru că pe motive religioase. Da, uite care e riscul și motivele astea religioase, că nu trebuie să vorbești că încalcă dreptul la libertate, știi? Dacă încalcă, lasă-mă cu libertatea religioasă. Încalcă dreptul, ca și la BKK, încalcă dreptul la libertate. Da. Ori ei, conservatorii, fiind așa foarte strategici tot timpul, știi? Deci nu câștigă niciodată alegeri, când câștigă ai lor, câștigă cu idei socialiste, Trump nu pot spune că a fost prost al minimal. Ok, a făcut chestii, scăderea taxe sau nu știu, dar nu câștigă cu idei conservatoare. Că așa și Merkel, ok, a fost cât a fost. Dar a fost numai pe idei socialiste. Merkel a fost de dreapta? Nu știu că... CDU, da, e de dreapta. Știu că teoretic. Că așa și noi am putea spune, ok, să câștige numai PSD-ul, dar să câștige numai chestii libertarii. Eu cred că Merkel a fost centru de alta modern înainte să știm noi ce e aia. Nu, a cedat. A cedat toată dreapta europeană. Din punctul ăsta de vedere, pot spune că sunt mai sincer. Dragnea mai sincer decât tu. Bine, dar ce poți să speri? Nu știu cine din USR. Când Dragnea zice sunt socialist, chiar e socialist. De ce poți să speri de la dreapta germană? Nu, dar toată dreapta europeană, puțin excepție. Păi, nu știu dacă FDP-ul lor e puțin mai unde, spalat. Unde e dreapta? Ei zic că da. Așa ar putea să sunt, fie, da. Mai sunt. Asta, mai sunt câteva. Da, na, nu zici, mă, dacă ești dispus să cauți, știi, deci... APD-ul? AFD-ul nu sunt, începuse nu ca, sunt de dreapta, dreapta. Începuse chiar ca libertarian. Au aripă libertarian în partid, dar sunt tot, sunt tot pe socialist. Cum? Că USR-ul așa? Etatizul așa? Nu, nu ca USR-ul, ca au. Au, da, nu, dar este că... A, da, ce e alternativ. Și modul în care câștigi o bătărie politică contează. Uh-huh. Adică, cum a fost și cu asocierea asta, catolică din America. Una este să o dai pe motive religioase, una este să o dai pe când ne încalcă principiul libertății. Dacă îl câștigi pe motivul libertății, e un pas mult mai mare decât dacă o dai tu. Pentru că ai cum adică motive religioase, data viitoare o dai cu nu știu ce, un stil de context. Deci dacă o ții cu viața de libertate, în calea libertății... Ok. No. Hai să trecem prin astea ca să ajungem și la finalul emisiunii. Ok, dă-o pe următoare. 9. Asta e un catren la un moment dat, aveam obicei să știe, să dăm pe mine de sus. Ce de la ce? Ești în spate cu putin. A, da, asta cu putin și cu putin. Băi, Alex, le-am căutat pe ale tale, dar nu le-am găsit. Mai să mai explorat. No, asta e legat de... Tot mai cum a băgat pe, mai pe Facebook reală sau ce? Chestia. Cine a fost înainte anti-vaccin, anti-restricții, uh-huh. Automat a fost, acum a băgat la anti-Ucraina Putin. Da și nu, uite că nu sunt, nu e toată lumea. Adică eu pe Facebook am văzut oameni care sunt au rămas în mijloc, da. Sau care chiar sunt cu Ucraina anti, și chiar dacă erau anti-vaccin și anti-vaccinale. Ăștia care luptau împotriva anti-restricțiilor, nu mai vedeau altceva decât ruși pe atau, știi? Na. Nu, deși unui ruins de ăsta să fie anti-Putin, știi? Dom'le, tu de ce? Ce-ai făcut, hai să zicem, ca în Kafka, ca în ăla, Wonderful Life, ce-ai făcut în viață? Ce-ai făcut în viața asta?
a fost anti-Putin, știi? Nu poți spune că e o chestie impresionantă. Toată lumea e anti-Putin, știi? Adică îl consideră la rușii, uite că nu sunt. Sau, sau ce, ce calitate mai e? Numără 86%. Nu, apropo de chestia asta de cost, de costurile astea psihice când crește o cauză mică, știi? Păi tu o să împotriva nazismul. Ok, toată lumea e împotriva nazismul. Deci împotriva statului? Ai spune că statul e o mafie și nu știu ce? Și care, o chestie care trebuie abolită, chestia asta îi spună? Păi, stai că eu sunt anticomunist și antinazist și antisclavie. Ești foarte tare, știi? Ok, și 10? Ul zice asta și despre principiul în agresiune, înseamnă că e o chestie de bază, știi? Nu, nu pot spune, domnule, am fost tare la viața, păi de ce ai fost tare? Păi n-am omorât și n-am furat. Ok, eu am început, știi? Eu am început, nu, dar e bun. Multă lume care lucrează la stat nu poate spune că e 80% din treabă. Sau măcar n-am omorât. Hai să zicem să luăm mâna mai mult. Nu, dar chiar așa. Deci 80% din treabă este să îi lași pe oameni în pace și să nu le iei lucrurile. 20% restul, care e mult mai greu, îți ia 80% din eforturi, dar apoi după aia poți să zici că faci lucruri în plus. Deci ești împotriva... Trebuie să le faci cu grijă. Asta sunt libertarii. Asta sunt libertarii. Libertatea nu e cea mai importantă. E cea mai jos. E cea mai jos. Preconcepția de început. Da, de acolo începe discuția. Mai zi o dată. Ești împotriva cugetării. Sunt telefonul. Nu sunt împotriva, nu sunt împotriva, eu sunt pro piața liberă. Ok, trecem direct la aia cu utopia, una dintre discuțiile pe care le-a născut. Am atins deja și chiar... Da. Asta, da, păi ca să discutăm despre viitor, podcastului să încheiem. Nu, nu, vreau să mai vorbim ceva la utopie. Ok, okay. Zi tu. Am mai atins după aia. Ce-am atins pe utopie? Adineauri? Aia cu natura umană, că nu va fi urmă, că trebuie da. Nu știu ce. Nu știu, obiecția e adusă în special de conservatori, obiecția utopiei. Sunt două chestii mari. Una e cu natura umană. Nu e adusă numai de conservatori. Mă rog, ne-am mai întâlnit. Sau cel puțin conservatorul când se aduce obiecția asta, îmi scrieam eu pe chat, are impresia că mută cu mută Kasparov. Când îți zice libertarian, tu începi să explici principiul în agresiv, nu știu. Și el zice, libertarian nu e popular. Și acum? Nu e popular. Deci zici chestia asta ca și cum. Poate tu n-ai ști. Deci știi când se bate Bruce Lee cu Cernon, știi când își rezi. Lovituri laterale. Deci are senzația asta. Mă, dacă crezi că eu nu știu asta, că nu e popular. El face confuzia asta între, nu înțelege că pot să fii, să spui că trebuie abolită sclavia, trebuie abolită, e o preferință normativă, trebuie abolită, trebuie să scăpăm de porcăria asta. Și alta e să zici că poate fi abolit acum. Uh-huh. Nu, pentru că libertarian nu crede. Nu știu nici libertarian să spună, da, vine pe la 12, vom avea în capitalism. Va începe în gorș, se întinde, merge și în jos. Nu, nu există așa ceva. E exact greșeală asta o fac. Când vin cu mutarea la Carpov, asta dincolo, mai sunt și alte obiecții legate de asta, știi, și alte contract. Dar asta e prima chestie. Oamenii aia, când încep să teoretizezi, fie împotriva sclavie, el nu crede, că știe că nu poate fi abolită sclavie. Deci nu e atât de bătut în cap de or. La fel și noi când zic că trebuie abolit statul, asta e o preferință normativă, asta e o porcărie, trebuie să scăpăm de ea. Chestie primitivă. Deci cred că ea se vor uita la noi în anul 3000, cum ne uităm noi la, nu știu, arderea vrăjitoare a persoanei. Cam asta cred că va fi în senzație. Bă, dar chiar atât de boier, nu? Și stai. Bine, asta e o chestie cu perspectiva istorică. Ajunge și la asta, că asta e a doua. Deci una era pe... De fapt nu, e legat. Pentru că e vorba de probabilitate implementării. Asta vizează obiecții. Și tu îi zici, nu, domnule, pot să fiu, să spun că trebuie abolită sclavia, să nu cred că poate fi acolo. Pentru că îmi dau seama că n-ai suportul durat pentru asta. Când va fi, faci obiecție de pată. Când vom avea suportul durat, e foarte probabil că va fi abolită sclavia. Deci nu te legi de un moment istoric. Nu, predicție de pattern. Dacă un savant combină hidrogen cu oxigen, iese... A, dar tu nu faci o predicție gen în 2050, un savant în Alexandria va combina apă și... va combina hidrogen și oxigen. Înțelegi? Predicția ta e de pattern, nu e una istorică legată de niște evenimente.
Dar ideea este că trebuie să creezi condițiile culturale pentru, da, da, pentru asta. Ca pentru orice, ca pentru orice. Deci ideea e că tu nu ești atât, ori asta cred, ești atât de bun că trebuie să tot mâine le avea tu anacapitate. Da, nu, sau nu. Cred că ideea pe care au exact este, asta e ideea. Cred că ideea pe care au este asta. Asta este că mâine vom avea chestia asta și o să meargă. Și fără să schimb cultura, fără să schimb idei, fără să schimb nimic, că mâine o să meargă. E o discuție diferită asta. Cât de pune un monopol versus nu ce. Ei se leagă de probabilitatea implementării. Naiv. Tu de ce ești naiv? Nu crezi că aia mâine va fi aplicat. Nu, eu nu cred că e asta. Eu cred că ok, stai, ascultă, românii, zic. Eu cred că ei spun așa, domne, dacă ar fi asta, mâine n-ar merge. Și tu spui că merge. Pentru că tu nu-i spui că merge mâine, tu spui că va merge atunci când. Dar ei zic, nu, mâine nu o să meargă chestia asta. Dar nu e înțelegea rândului asta. Da. E ca și cum ar spune, cum se va trece la anarhocapitalism? Care e scopul tău cu ăsta? Scopul meu nu e să eliminăm anexa 2 la anexa 3 la nu știu. Deși ar fi bine să dispară așa, da? Scopul meu e trece la unire la anarhocapitalism. Un sistem mai drept, mai eficient, mai nu știu ce. Și după aceea vine audiția, deci tu crezi, e ca la Peterson, deci tu și cu Alexandru Chiriac poți, veți face trecerea la anul. Să poate ce o să existe în chestia asta. Da, da. Înțelegi? So you are saying that, păi am zis chestia asta, nu cred că eu și cu Alexandru Chiriac trecem. Și mai nu vor fi milioane de oameni, știi, care împing în direcția aia, resurse, tot. Deci nu... Exact, și când o să fie o milioane de oameni? Nu știm când o să fie milioane. Da. Și asta e. Probabilitatea implementării. Nu, oamenii nu zic că va fi sigur sau nu-ți dau un termen, știi, ca Nostradamus. În anul 80.000, seara, vor întâlni condițiile, se aliniază astăzi. Bine, teoretic. Robert zice, de exemplu, nu știu, poate peste sute de ani. Eu cred că cel mai bun răspuns e că nu știu. Nu știu, dar dacă vrei să spui o chestie din asta care să-i dea peste cap, teoretic, anarhocapitalismul este la o singură generație distanță și întotdeauna va fi la o singură generație distanță, pentru că tot ce ar fi nevoie ar fi ca toți oamenii, tuturor oamenilor, să le pese de copiilor atât de mult, încât să-i educe pentru o lume în care se fac posibil anarhocapitalism. Da, e bine să fie liber. În care să fie liber. E înșelător modul în care o spui, ca și cum ar fi o predicție, uite, peste o generație. Nu, cred că nu. Nu știu cred când, pe termen nu scurt, va fi pe termen scurt, sigur nu va fi, deci sigur, și pe termen mediu de noi murim și nu vom prinde așa ceva, știi? De-aia și suntem altruiști, știi, că aruncăm o mână. Stai să vedem, poate da, poate facem un great reset. Un alt fel de reset. Că n-ai cultura, nu s-au dus ideile, n-ai ce să... Da, uite, exact cum voiam să zic. Păi da, preparii. Dacă e să supraviețuiască, știi, preferi sunt mai pe libertarianism. Nu, dar uite, ca să mă susțin mai departe ideea. Ce sistem merge astăzi în vest, ca să nu generalizăm? Ce merge? Centrul dreapta modern. De ce merge? Oamenii acceptă acest set de reguli. Dar mi se pare. Păi știu că nu merge, dar să zicem că ce jucăm? Jucăm cu omul. Contractuat. Merge față de, nu știu. Nu merge, că dacă te uiți la asta merge cu inflație, da, dar asta e o chestie pe care multă lume nu ia în calcul, știi? Noi avem senzația că în alte țări, da, e mai bine, lumea are încredere în statul lor, dar nu e așa. În Germania, dacă e să iei omul de pe stradă, să faci un sondaj, să vezi câtă lume are încredere în stat, o să vezi că are cam tot același procent cât au votat USR-ul la noi când era la 30%. Deci nu e. Și în fiecare stat. Și am luat Germania tocmai pentru că noi ne gândim, bă, Germania, o... A fost o serioasă chestie. Nu știu, că n-au avut la... La 23, mă. La ore. La alegerile alea care nu contează. Alea, europarlamentare. Și acolo au avut 30%, da. Ba nu, au fost 30%. Nu cred că general. Mă rog, poate confirm. 23. Nu, au avut, dar nu cred că au avut 30. 23. Sava. Da. Zi cu viitorul luminos. Viitorul luminos. Va fi o epocă de aur. Da, nu, nu. Pasiunii, că vrei să... Socialiști utopii, știi? Deci vine mâncarea, vine...
Da. Deci grovul, tu te gândești? Grovul la ușă? Pentru că va fi un erai destul de bun, care asta pizza va fi feriat? E, depinde, depinde acum. Miei vor sta cu lei, imagine. Miei vor sta cu lei, exact, în cartea cărții. Nu, dar era și chestia aia cu... De la Salerno, nu că vine mâncarea, ține direct. Și poți magii o să fie muieți. Da, ideea este că pe viitor vom schimba un pic formatul emisiunii. În sensul că ea nu va mai fi live, va fi înregistrată. Și ne propunem să popularizăm patru cărți. În sensul că o să discutăm, o să dăm înainte despre ce carte e vorba. Și o să luăm capitol capitol și o să discutăm ori toți patru, ori cel puțin trei dintre noi. Okay. În niciun caz doi. Cu doi nu se face. Ideal este să fim toți. Și în direcția asta se va începe podcastul în Dodi. Cărțile sunt, Costel. Am ales. Manifestul Libertarian. Uite, mă gândesc la rezistența prin cultură. Am tot vorbit de rezistența prin cultură. Uite, ne-am gândit să rezistăm și noi prin cultură. Ce-ar fi patru cărți mari anarcho-capitaliste. Ne-am zis, hai că ne-am jucat suficient. Am avut și lagul ăsta cu corteria asta de fascin sanitar. Exact, în care ne-am mâncat. Adică trebuia să stăm pe asta, nu se putea altfel. Dar acum, dacă tot vorbim de nișare, nu știu, ne-am zis să ne nișăm pe mesajul ăsta radical, adică să nu mai discutăm despre ajutor de șomaj sau salariu minim, trebuie. Ne avem o emisiune scurt pe trei, unde mai, o să avem acolo discuții mai lumești, dar pe emisiunea mare am merge pe niște cărți mari, exact ca într-o sectă sunt, să iau niște... Și astea patru cărți ar fi două de Rothbard, ar fi Manifestul Libertarian și Edita Libertății, cred că ambele sunt traduse. Da. De Mises România. Următoarea ar fi Mașineria Libertății, cartele privișate și unul scrisă de lucrătură, tot anarcho-capitalist, fiul lui David Friedman, un tip interesant. Fiul lui Milton, da. Mă rog, zis ai zis un persoană. De David Friedman. Și na, a fost și în România. Așa. E un om interesant. Mașineria Libertății. Și ultima carte ar fi Michael Humer, un tip, un filozofie, de fapt, unei autorități politice, o carte foarte interesantă. Prima cu care începem este Manifestul Libertarian. Care nu știu, cred că e cea mai importantă. Oricum cineva care se plictisește poate să citească în două zile Economia într-o lecție lui Henry Hazlitt. Ca să vorbim și noi aceeași limba. Da, uite, dacă te gândești Rothbard, asta e o carte de popularizare pentru că libertarian și zic, da. Eu tot așa insistam să mergem pe chestiile astea mai radicale, să nu mai interzic prostii. Că o fac și alții, dacă discută Biliș despre ce atacă, de ce să mai fac și eu. Biliș nu o să discute despre abolirea asta niciodată. Deci nu, poate poate o faci și tu pentru că ai motivele mai bune. Sau nu, în anumite... Adică motivele și argumentația mai bună. Așa cum ai spus și tu, nu o să spun niciodată, o să zic că de reducerea statului, dar nu o să spun niciodată că motivul e... Nu o să taie rău de la rădăcini. Ideea e că noi în cărțile astea anarcho-capitaliste, oricum ai și părți. De dacă vorbim de... ai discuții despre welfare state, despre... deci chestii mai lumești, ca să zic. Chiar cartea una anarcho-capitalistă libertariană, dar nu vorbești doar de abolirea statului cu toată ca... vorbești de drumuri și de... diverse, nu? Welfare state, ce mai avea acolo, politică externă. Adică mai nu e strict abolirea statului și atât. Mai sunt și alte subiecte acolo. Mm. Welfare state, despre taxare, despre ciclu economic, despre trăirilor, dar... O să scoți și să revii la formatul inițial. Și ce? Să ne mai cerem scuze o dată pentru vocile de robot, care au fost dar poate le păcălim cumva. Că mai avem o înregistrare de sunet acolo. Da, vedem ce se întâmplă cu aia. Și mai ce? Să nu se sperie lumea, să gândească la rezistența prin cultură. Da.
O să fie poate ceva mai des scurt pe trei, în care o să discutăm probleme mai, de mai de actualitate. Benzină. Oricum, cel mai probabil până în Paști nu se mai întâmplă nimic. Și după, în săptămâna cealaltă, o să vină prima ediție pe Calia. Ce? Libertarism este viața patrie. Da, exact. Da, dacă v-a plăcut, sper că memele v-au dat destulă motivație să veniți și pe Telegram. Un like, un subscribe, un share și vă urăm sărbători fericite și ne vedem după. Doamne, la revedere! Sărbători fericite! Doamne ajută, sărbători fericite! E în față!